aparatul de zbor îndeplinește misiuni deasupra României încă din 2014, imediat după declanșarea războiului din estul Ucrainei. În total, în spațiul aerian de deasupra țării noastre, aeronava a acumulat 500 de ore de zbor. La bordul avionului care a aterizat în România sunt și 3 români care lucrează pentru o perioadă de 4 ani în colaborare cu personal din alte țări NATO. Deocamdată sunt în perioada de training. Sunt în acea perioadă în care fac trecerea de la ceea ce am făcut în trecut. Am fost controlor cu interceptarea în țară. Acum sunt controlor cu interceptarea, dar de la bordul aeronavelor. În mare parte, din spatele ecranului, putem asigura atât servicii de trafic, cât și servicii tactice. Și mă refer la acțiuni de luptă. Echipajul a avut o misiune de supraveghere deasupra Dobrogei. Alianța Nord-Atlantică are 17 astfel de avioane. O parte dintre ele sunt folosite pentru a detecta pozițiile organizației Stat Islamic în Siria și Irak. Yeah, so our most obvious capability is our radar. So we have the ability to detect anything flying out to over 400 kilometers. And then it doesn't do us much good unless we have the ability to send that information off board. So we have multiple different link capabilities in order to pass that data to agencies on the ground that can use that data. Whether it be the ground controlling agencies or any headquarters that are out throughout Europe. Sosirea aeronavei are loc în contextul în care forțele aeriene române organizează la București în perioada 15-18 mai conferința de planificare trimestrială a forțelor aeriene NATO. Bucureștiul a fost ales să găzduiască această conferință pentru a crește nivelul de cooperare dintre NATO și centrele regionale de comandă, cu această ocazie urmând să fie efectuată și o vizită la Centrul de Operații Aeriene din România.